de către domnul Șenol Alin. Având în vedere, pe vederile articolului 19, aliniatul 1, litera A, articolul 89, aliniată 2 și ale articolului 93, aliniatul 1, din legea articolului 188 din 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Șenol Alin exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Constanța, prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Domnule subprefect, vă rog. Eu, Alin Șenol, numit în funcția publică de subprefect al județului Constanța, prin hotărârea Guvernului numărul 1050/2018, depun următorul jurământ de poziție cu conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineat 6, al legii numărul 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată cu modificări și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios datoriile ce îmi revine în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civilă. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Allah. Gracias.